Astăzi este duminică dimineață și mă voi cântări pentru că au trecut 3 săptămâni din proiectul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Salut, sunt Otto de la Miere TVO, bine ați venit! Astăzi este duminică dimineață și mă voi cântări pentru că au trecut 3 săptămâni din proiectul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Vă voi arăta imediat imagini cu cântarul și poze cu mine pentru a vedea împreună diferențele. Vă reamintesc că până să mă apuc de acest proiect am avut 146 de kilograme. Aveam 140. Wow! Nu se poate! Acum mă voi poza și mă voi cântări pentru a vedea dacă am reușit să mai slăbesc ceva săptămâna asta. Sunt foarte curios și eu, haide să începem! Wow! 134,8! Wow, nu vine să cred! Wow, nu vine să cred, nu vine să cred, am reușit să dau jos, am 134,8 după 3 săptămâni. Caut un marker să scriu aici pe perete progresul. Sunt foarte entuziasmat. Gata, am găsit și markerele să mă apuc să desenez. Am scris progresul. Gata, am terminat și descris pe perete. Vedeți aici, eu am transpirat un pic. Deci nu vine să cred că am slăbit 3 kg 300 săptămâna aceasta. Am slăbit mai mult decât săptămâna trecută, fără să mănânc mai puțin sau să fac mai mult sport. Efectiv, nu am făcut nimic special. De fapt, un singur lucru s-a modificat în programul meu, pe când am început până acum, dar o să vă spun mai la sfârșit care este motivul pentru care cred eu că am slăbit atât de mult. Acum, referitor la alimentația mea din această săptămână. După cum v-am mai zis, alimentația este cea mai importantă când vine vorba de slăbire. Am început să cumpăr numai alimente slabe în calorii, care nu au ulei sau zahăr adăugat, multe fructe și multe legume, bineînțeles. Le consum pentru că sunt bogate în nutrienți, vitamine și minerale, de care corpul meu are foarte mare nevoie în această perioadă de deficit caloric. Diversitatea alimentelor nu a fost foarte mare săptămâna asta, așa că vă voi spune ce am mâncat dimineață, la prânz și seara. Bun, haideți să începem. Dimineața am mâncat ouă, mușchi de porc și o lipie. Mi-am făcut într-o lipie niște ouă și cu niște mușchi de porc și am făcut un fel de shawarma. Plus un iaurt sau o brânză cottage și fulgi de ovăz, alt mic dejun. Fulgi de ovăz cu miere și polen, ceva simplu și bogat în proteine. La acesta, bineînțeles că puteți adăuga la fel brânză cottage sau un iaurt la acest ovăz. Bun, la prânz am mâncat piept de pui cu legume congelate sau salată cu un iaurt sau brânză cottage. Dacă nu am mâncat piept de pui cu legume, mi-am făcut o salată în care am adăugat niște surse de proteine, cum ar fi tot așa niște mușchi, niște ouă fierte, plus un iaurt sau o brânză cottage, la fel. Sau două fructe. În loc de iaurt sau brânză, puteți să mâncați două fructe la prânz. Iar seara am mâncat o conservă de ton în suc propriu sau o supă din aceea instant cu noodles. Seara de obicei vin de la sală și sunt foarte obosit, așa că nu mai am energie să fac absolut nimic, de aceea prefer să fie ceva cât mai simplu. Săptămâna asta am mâncat și foarte multe fructe, pentru că am făcut un clip cu 100 de calorii din fructe și am cumpărat foarte multe fructe, a trebuit să le decojez, să le tai.
În ziua în care am filmat, cred că am mâncat 10-15 fructe. A mai venit un prieten la mine cu niște biscuiți și am mâncat eu până la urmă, pentru că el a plecat și a lăsat biscuiți la mine. Nu trebuie să vă panicați dacă mâncați ceva dulce. Important este să nu mâncați zilnic. Uitați-vă la mine cât de mult am slăbit săptămâna aceasta. La sală m-am simțit fantastic, am avut foarte multă energie și mi-a crescut și forța. Bun, haideți să vă spun și adevăratul motiv pentru care cred eu că am slăbit atât de mult. Am slăbit mai mult în a treia săptămână decât în a doua săptămână. Deci singurul lucru care s-a modificat în programul meu de la început până acum a fost somnul. La început nu reușeam să dorm noaptea, iar săptămâna aceasta, la treia săptămână, am reușit să adorm seara și m-am trezit dimineața. Somnul este foarte important pentru creșterea musculară, pentru a putea fi productiv, pentru a te trezi odihnit, pentru a avea energie la sală și multe, multe altele. Am reușit să adorm de vreme în jur de ora 10 seara și m-am trezit în fiecare dimineață la 7-8, fără ceas, fără absolut nimic, super odihnit și am fost productiv toată ziua. Am făcut clipuri, am mâncat normal 3 mese pe zi și m-am simțit fantastic. Eu consider că de la somn pleacă totul. Dacă reușesc să dorm noaptea și nu ziua, cum făceam până acum, mă trezesc a doua zi odihnit, cu energie, fac ceva toată ziua, e imposibil să nu ies, să fiu mai activ, efectiv să fac ceva în ziua respectivă. Pe când înainte dormeam toată ziua și noaptea stăteam la laptop, pe canapea, fără să consum un gram de energie. Bine, energie pe care nici nu o prea aveam, pentru că eram obosit tot timpul, chiar dacă dormeam ziua. Niciodată somnul din timpul zilei nu va fi la fel de odihnitor ca cel din timpul nopții. Iar în final, ca să facem o recapitulare cu cele mai importante 3 lucruri pentru o viață sănătoasă, sunt 1. Primul lucru este alimentația echilibrată, bogată în proteine, vitamine, minerale și fibre. Al doilea este somnul, iar pe locul 3 este sportul. Nu contează ce sport faci atâta timp cât îți solicită mușchii. Toate sporturile sunt bune pentru a slăbi, mai puțin șacul. Dacă v-a plăcut acest clip, apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă abonați pentru a urmări în continuare progresul meu de a slăbi 50 de kilograme. Acest lucru mă motivează foarte tare să slăbesc și să fac mai multe clipuri pentru voi. Vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare, rămâneți motivați, pa! I'm rapping with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing, and this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit to my bone.